Mică și îmbrobodită, dar flancată de militari. Acesta este portretul româncei bătrâne care își pierde fiul pe front. Un moment emoționant a avut loc sâmbătă în satul Păiseni, comuna Cornul Luncii din județul Suceava. La 7 ani de la moartea militarului Ioan Grosaru, ucis în teatrul de operații din Irak, primăria comunei, alături de Asociația Națională Cultul Eroilor, filiala Suceava și parohia Mihail și Gavril din Păiseni, au organizat un ceremonial militar și religios. Întreaga suflare a comunității locale, camarazi de armă și cei care l-au cunoscut au ținut să fie prezenți la evenimentul organizat special la mormântul sublocotenentului post-mortem Ioan Grosaru. Evenimentul solemn a început cu intonarea imnului național și a locuțiunile oficialităților. Iată, sunt 7 ani de când sublocotenentul Ion Grosaru, pe un câmp de luptă, a săvârșit, să spunem așa, jertfa supremă. Și de 7 ani de zile îl plângem și suntem alături de familie pentru ca aceste lucruri să nu le uităm, pentru ca aceste lucruri să le înțelegem și să le ducem mai departe. E onoare pentru noi să ne revedem aici la Păiseni și e un moment în care ne gândim cu drag la unul dintre românii care a avut curajul să-și dea viața pentru țară, cel care a fost sub post-mortem Ioan Grosaru. Suntem aici într-o zonă încărcată profund de astfel de elemente, într-o zonă care a însemnat de fapt ideea de a fi român și de a lupta pentru țară și de a crea pentru țară. Și sincer, ce am văzut aici în acești 7 ani, pe lângă oamenii care vin în fiecare toamnă să fie alături de Ioan Grosaru și familia sa, am văzut și acest monument care a căpătat un contur impresionant într-un sat departe de Suceava, departe de București, undeva aproape de capătul României. S-a făcut prin grija dumneavoastră, prin efortul dumneavoastră și vreau să mulțumesc tuturor celor care au știut să prețuiască viața și jertfa unui român adevărat. Eroii nu sunt numai ai cultului eroi, eroii nu sunt numai armate, eroii sunt ai noștri, ai tuturor, eroii sunt al familiei, sunt ai comunității din care fac parte, sunt ai parohiei, parohiei către care Ioan Grosaru, în scurta sa visă pe care a avut-o pentru a-i vedea pe cei dragi, înainte de pleca misiune în Irak, și-a îndreptat pașii către părintele paroh pentru a se spovedi și a luat taina Sfintei Împărtășanii. Militari de la Brigada 18 Infanterie Banat și de la Brigada 17 Vânători de Munte Dragoș Vodă din Vatra Dornei au asigurat garda de drapel, drapelul de luptă și depunerea de coroane de flori și gerbe de flori. Ioan Grosaru, caporal în batalionul Mircea din Timișoara, a căzut la datorie departe de țară în lupta pentru apărarea altora, în floarea vârstei, la doar 35 de ani. În timpul misiunii de patrulare în sudul Irakului, transportatorul blindat în care se afla militarul român a fost distrus de o mină antitank. Deși ar fi putut să se salveze primul, caporalul Ioan Grosaru și-a ajutat colegii să iasă din transportator. Din nefericire, muniția de la bord a explodat înainte ca Ioan Grosaru să apuce să scape. În anul 1997, când am ajuns tânăr ofițer cu grad de sublocotenent în garnizoana Timișoara, era printre cei 3 sergenți angajați la acele vremuri, denumirea de sergent angajat din compania 1 din batalionul 30 de infanterie Mircea. Făcând referire la același an, la 1997, că l-am descoperit ca un profesionist al mitralierilor din turela transportorului anfibiu blindat, locul în care de fapt a și decedat. Un profesionist, din toate punctele de vedere. În timpul limbă îl scria poezii, după cum știm cu toții.
Preotul din Păiseni a fost cel care a făcut lansarea a două volume de poezii ale lui Ioan Grosaru, Cărări stelare și Corabia din furtuna, pentru că, pe lângă vocația militară, eroul din Păiseni era un om al literelor și scriitor talentat. El s-a remarcat și prin valorile spiritual-culturale întâlnite la mulți locuitori ai Bucovinei, pe care le-a pus în practică cu un talent poetic vrednic de admirat. Dumnezeu l-a înzestrat cu arul poeziei, fapt pentru care scria bine, scria frumos, scria cu pasiune, scria ceea ce simțea, dând ascultare libertății sufletului său. Dintre cei care au participat la comemorare se numără șeful statului major general, general locotenent Ștefan Dănilă, comandantul diviziei 4 Infanterie, general de brigadă Adrian Tone, comandantul brigăzii 18 Infanterie Banat, prefectul județului Suceava Florin Sinescu, președintele Consiliului Județean Suceava Cătălin Nechifor, conducerea IPJ, ISU, Școala Militară de Jandarmi Fălticeni, Asociația Cultul Eroilor Suceava, Organizația Județeană a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere și Asociația Veteranilor de Război la Suceava. Cu toții au cinstit-o pe mama eroului, Ecaterina Grosaru, femeie simplă care și-a jertfit copilul pentru dreptatea altora. Cea care l-a adus pe lume pe eroul militar a primit drapelul de identificare al companiei 1 Infanterie din batalionul 32 Mircea, purtat în Irak și care va fi expus în Casa Memorială Ioan Grosaru, precum și placheta și diploma de onoare din partea Brigăzii de Infanterie 18 Banat, Timișoara. Micuță, te rugăm să primești drapelul. Și să-l puneți la loc, la Casa Memorială. Drept dovadă a faptului că Ioan Grosaru este cinstit numai în localitatea lui unde s-a născut, Primăria Municipiului Timișoara acordă post-morte în titlul de cetățean de onoare al Municipiului Timișoara domnului sublocotenent Ioan Grosaru. În fiecare an, Primăria Cornul Luncii și Asociația Cultul Eroilor Regina Maria Suceava organizează ceremonii la Monumentul Eroului în Păiseni.